Nervii sunt întinși la maximum. Familia lui Liviu Vârciu, înainte de venirea pe lumea micuței sale, prezentatorul a povestit cum face față toanelor pe care le are iubita sa însărcinată. Tu ai puterea supra mea. Mână și un pic sunt acasă. Ești în prenatal, nu? Era bine să fii intrat eu în prenatal. Nu știu chiar dacă sunt pregătit pentru treaba asta, dar toată lumea e fericită, toată lumea e împlinită, toată lumea e un pic mai stresată, așa că eu nu știam că gravidele au nervii un pic mai întinși la maxim, niște schimbări hormonale acolo undeva, într-un sistem mai departe de Marte spre Lună și... lucrurile nu mai coincid exact cu ce stai crede tu de cuvinte. Mă bucur că sarcina este bună, fetița e cât se poate de sănătoasă, o sarcină normală și așteptăm evenimentul. Vreau să ajungă iubirea mea. Când e sorocul? Mai sunt două luni și un pic. Eu am avut oricum o viață liniștită, așa că nu îmi bat capul. În ultimii trei ani m-am stresat un pic. Cu casa? Și cu casa, și cu am vrut să, cu datoriile, cu ratele, cu toate lucrurile astea care sunt... Mai am 5 rate, mai. Dacă scap de rate, crede-mă că o săptămână merg beat prin oraș. Am plătit vreo 15 ani, adică... Pot să stau și eu o săptămână să mă bucur de starea asta, de să nu știi că vine ziua de 22 și tu trebuie să ai niște bunișori în buzunar. Sarcina asta a venit oarecum programat? Când Dumnezeu zice, măi fermecatule, tu o să fii din nou tătic, atunci ești tătic. Așa poți să programezi tu și să te bucuri de momentul în tine 30 de ani și să... Nu iasă nimic. Îmi doresc copii și nu-mi doresc, nu vreau să mă opresc aici. La mine a fost totul pe viteză, adică ne-am cunoscut, ne-am plăcut, a fost o chimie de asta foarte puternică. S-a întâmplat foarte repede, din punctul meu de vedere e un dar de la Dumnezeu și mă bucur foarte tare de acest eveniment. Bine, tot ce-mi doresc e să fie sănătoasă și să fie totul în regulă.